Sebiu Gafița, tânărul interpret de muzică populară în vârstă de numai 13 ani, a impresionat jurul de la festivalul din Cernăuți, interpretând o baladă despre Ștefan cel Mare și piesa din repertoriul propriu, Dragul mi-i frunza înverzită. Dragă mi-i frunza înverzită și poiana înflorită, codrul de scup poteci multe și brază din vârf de munete. Să merg pas la pas cu tata, să-mi explice armata, of, dor. Să-l aud cum povestești dorul, cum și-l ospăiești. Cursul era pentru copii și tineri între 6 și 25 de ani. Și pot să zic că am avut o concurență destul de puternică. Nu te-ai gândit poate vreun moment că cei cu ceva ani mai mulți decât tine, poate mai experimentați, ar avea mai multe șanse? Eu știam că am muncit și aveam încredere în mine că pot reuși și să obțin marele premiu. Eusebiu Gafița a investit un volum foarte mare de muncă în pasiunea care speră să-i devină și profesie. El este elev al Școlii de Muzică numărul 4 din București și studiază folclor, dar și muzică clasică, pentru că își dorește să devină compozitor. Eusebiu a ajuns la un nivel în momentul de față. Bineînțeles, aici, fără falsă modestie, e și un merit al meu și nu numai, și a celorlalți care au vorbit înaintea mea, să ne ocupăm de acest copil. Să devin compozitor. Mai cânt o dată. Intonează. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi. Dacă vreau să ajung compozitor, nu pot să ajung, doar dacă muncesc ca ajung. Cântăm partea întâi de două ori, partea a doua de două ori și ultima parte, la parte de oare, o singură dată, da? Rezultatele muncii lui Eusebiu sunt transpuse în numeroase premii la festivalurile și concursurile de profil. De data mai recentă, amintim trofeul Festivalului Național de Muzică Ușoară Dan Spătaru din București și trofeul Festivalului Național de Muzică Ușoară și Muzică Populară Cununa Petrolului de la Moreni. De curând, Eusebiu Gafița a înregistrat compact discul Anii mei frumoși ca zorii, care reunește cele mai frumoase cântece populare imprimate în cei 7 ani de când s-a apucat de cântat. Mai multe despre tânărul interpret de muzică populară Eusebiu Gafița veți putea afla într-una din primele ediții ale noului sezon Izvoare.